În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnalderegin.ro a fost materialul despre spectacolul organizat de Școala Gimnazială Alexandru Ceușeanu cu prilejul sărbătorii limbii materne. Știrea despre jucătorul de fotbal reghinean Ioan Mera, transferat la echipa ACS Poli Timișoara, s-a clasat pe locul 2 ca număr de vizionări. Știrea despre concursul internațional de matematică Zrini Ilono s-a clasat pe locul 3 în topul preferințelor internauților. Știrea despre jucătorul de fotbal reghinean Ioan Mera, transferat la echipa ACS Poli Timișoara, a fost cea mai accesată postare în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Dareghin TV. Pe locul 2 ca număr de accesări se află materialul despre situația reghinului în vremea Imperiului Austro-Ungar. Pe locul 3 în topul preferințelor utilizatorilor de Facebook se situează materialul despre tradițiile populare maghiare de Farsang din cadrul zilelor bibliotecii Petru Maior. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnalderegin.ro sau pagina de Facebook Dareghin TV, cele mai populare site-uri cu știri din zonă.